Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Obiectul declarației politice este următorul. PSD susține consensul politic în interesul României în cadrul Uniunii Europene. PSD susține consensul politic pe temele majore de interes național, mai ales atunci când un astfel de demers este unul real și nu un joc electoral. PSD a susținut și va susține întotdeauna orice înțelegere politică benefică interesului României. Considerăm însă că în acest moment, în care se discută despre crearea unui consens politic, este necesar ca un eventual pact încheiat între toate partidele politice să conțină mai multe aspecte vitale pentru interesul României. 1. Susținerea unei uniuni europene cu o singură viteză, în care toate statele membre să se bucure de aceleași drepturi și beneficii. 2. Acțiunea tuturor forțelor politice din România pentru înlăturarea dublului standard în Uniunea Europeană. Nimic din ce este permis în alte state membre să nu fie interzis în România, iar ceea ce este respectat în alte state să fie respectat și în România. 3. Condamnarea protocoalelor secrete încheiate între instituțiile din sistemul judiciar și alte instituții. Justiția trebuie să fie independentă și transparentă. 4. Asigurarea și garantarea independenței judecătorilor față de influențele politice, cât și față de orice altă formă de presiune exercitată asupra acestora. 5. Garantarea și respectarea în totalitate, inclusiv prin procesul de legiferare, a prevederilor Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și condamnarea publică a oricărei forme de abuz. 6. Armonizarea legislației românești la valorile și principiile europene pentru înlăturarea oricăror forme de discriminare din societatea românească. 7. Promovarea la nivelul Uniunii Europene a instituirii salariului minim european, valabil pentru companiile care activează în mai multe state membre, astfel încât să se elimine discriminarea în privința salarizării pe teritoriul Uniunii. Cele 7 puncte propuse de PSD sunt bune pentru România, astfel că nu există motive să nu fie susținute de formațiunile politice din opoziție. Nu există niciun motiv ca președintele Iohannis sau celelalte partide să respingă punctele propuse de PSD. Dacă nu le vor, să explice românilor de ce nu e bine să nu mai fie standarde duble de față de România, de ce nu e bine ca judecătorii să fie independenți, de ce nu e bine să condamnăm protocoale secrete și netransparente din justiție, de ce nu e bine să garantăm drepturile fundamentale europene, de ce nu ar fi bine să eliminăm discriminările din societatea românească sau cele privind salarizarea în UE. Toate cele 7 puncte sunt în acord cu principiile unei Europe moderne și unite. Sancționarea dublului standard tocmai a fost votată în Parlamentul European, deci este o temă de actualitate. La fel, Europa cu o singură viteză, în care toate statele să se dezvolte cu același ritm, este o teză susținută de cea mai mare parte a statelor din Uniunea Europeană. Cele 7 puncte exprimă o parte din agenda PSD, sunt teme ale doctrinei social-democrate. Vă mulțumesc, Elvira Șarapatin, deputat PSD de Gorj.